Salut! Astăzi vreau să vă prezint o floare simplă pe care cu siguranță o găsim în casele voastre. Este vorba de sporul casei. O plantă simplă care nu are condiții, necesități mari de sol, dar care iubește destul de mult soarele, are nevoie de lumină. De ce vreau să vă arăt această plantă? Pe cât este de comună, pe atât de frumoase sunt florile pe care aceasta le produce. Și, mai ales, cu atât mai simplu este de înmulțit. Înmulțirea prin butaș. În urmă cu 2 săptămâni, deci la 1 noiembrie, am tăiat această plantă, după cum se vede, pentru a o pregăti de iarnă. Pentru că iarna, lumina este mai redusă și oricum planta nu mai are nevoie de toate ramurile cu care era încărcată. Le-am tăiat, iar din cioatele rămase, oricum a lăstărit din nou. Ce am făcut cu butașii pe care i-am tăiat? Haideți să vedem ce am făcut cu ei. Aceștia sunt butașii. I-am tăiat și am pus într-un pahar simplu cu apă. Și după 2 săptămâni, rădăcinile s-au dezvoltat foarte bine. Acești butași sunt gata pentru transplantare în suport cu pământ. Dimensiunea aceasta este optimă la rădăcini, pentru că dacă le lăsăm mai mult timp, noile rădăcini care se vor forma se vor rupe în momentul în care le punem în pământ. Așa că am să iau acești 4 butași și am să îi transplantez în vase cu pământ. Înmulțirea prin butaș la această plantă, la sporul casei, este o înmulțire facilă și la îndemâna tuturor. Practicați-o și voi și vă veți bucura în continuare de aceste minunate flori de apartament. Multă sănătate și aveți grijă de voi!